Președintele Klaus Iohannis i-a trimis astăzi o cerere fără precedent premierului. I-a solicitat în scris să-i transmită ordinea de zi a fiecărei ședințe de guvern cu 24 de ore înainte. Solicitarea a fost făcută în contextul în care guvernul ar pregăti două ordonanțe de urgență, una de modificare a codurilor penale și o alta pentru amnistie și grațiere, potrivit unor surse guvernamentale. Aseară, amnistia și grațierea au intrat oficial pe agenda coaliției de guvernare. Șeful PSD Liviu Dragnea le-a dat și un ultimatum celor din guvern să găsească o soluție prin care, a declarat el, să fie îndreptate abuzurile din justiție. Opoziția a criticat dur discursul lui Liviu Dragnea. Președintele Klaus Iohannis i-a transmis premierului că obligația comunicării agendei ședințelor de guvern este prevăzută în regulamentul privind procedurile la nivelul executivului. Până acum, Viorica Dăncilă nu i-a răspuns lui Klaus Iohannis și, potrivit unor surse guvernamentale, nici nu o va face. Președintele trebuie să cunoască agenda ședinței de guvern. Mirarea mea este că până acum președintele n-a avut acces la această informație elementară. Înseamnă că guvernul a acționat de o manieră nu numai neloială față de altă instituție importantă a statului, ci neconstituțională. Într-o postare pe Facebook, președintele vorbește despre martirii Revoluției din 1989, despre care spune că le este întinată memoria de încercările disperate ale unor infractori în frunte cu Liviu Dragnea de a impune amnistia și grațierea. Scrisoarea șefului statului vine după ce aseară la Consiliul Executiv Național al PSD, la care a fost invitat și ministrul Justiției Tudorel Toader, Liviu Dragnea a transmis un mesaj clar. Când se vorbește în România despre amnistie și grațiere, ca și cum am vorbit, că avem vreo bombă atomică și ne gândim dacă o să o folosim sau nu. Nu mai ezitați. Nu știu când, nu știu cum, dar PSD-ul, PSD ALDE, are și această obligație să repare nedreptățile. Întregul spectacol a fost dat pentru a convinge pe acei dintre PSD-și care ar fi intenționat eventual să voteze moțiunea de cenzură joi, să nu o facă, să demonstreze că este în continuare un lider, să realizeze o presiune asupra liderilor locale ai partidului. Președinții de consilii județene și primari au probleme cu justiția. Au nevoie, într-un fel sau în altul, fie de modificarea legilor justiției, fie de amnistie și grațiere. Dacă ieri a evitat subiectul, astăzi Tudorel Toader a vorbit despre amnistie și grațiere ca fiind ultima soluție pentru corectarea unor abuzuri, la care se va recurge doar dacă nu vor exista alte opțiuni. Amnistia și grațierea se fac, nu se discută. Opoziția a criticat dur discursul lui Liviu Dragnea. Ludovic Orban vorbește despre delirul unui dictator nebun, iar USR propune chiar organizarea unui referendum în care oamenii să fie consultați dacă vor sau nu amnistia faptelor penale. Amnistia și grațierea înseamnă mii de infractori, violatori, hoți, bătăuși, liberi pe stradă, amenințând familiile, copiii și tinerii. E un moment de răscruce. Poate că, în fine, președintele Iohannis demonstrează că este președinte și nu doar spectator. În ianuarie 2017, președintele Klaus Iohannis a fost cel care a condus ședința de guvern după ce se vehiculase informația că executivul condus de Sorin Grindeanu urma să adopte o ordonanță de urgență privind amnistia și grațierea. La momentul acela, ordinea de zi nu fusese publicată înainte de ședință. La fel ca foștii premieri Sorin Grindeanu și Mihai Tudose, cabinetul Dăncilă obișnuiește să publice agenda de lucru a guvernului cu doar câteva ore sau chiar minute înainte de întrunirea executivului. Potrivit unor surse guvernamentale, socialdemocrații își doresc ca ordonanța de amnistie și grațiere să fie adoptată într-o sesiune parlamentară extraordinară programată la mijlocul lunii ianuarie, dar se pare că nu l-au convins încă pe ministrul Justiției Tudorel Toader.